proprietara Catena și-a însurat fiul. Nuntă de vis la Paris. Foto. Anca Vlad, proprietara lanțului de farmacii Catena din România, și-a însurat băiatul weekendul trecut. Nunta, care a avut loc pe 14 septembrie, a fost organizat la Paris. Pentru acest eveniment, Anca Vlad a scos din buzunar suma de 3 milioane de euro. Anca Vlad și-a însurat băiatul la Paris. Într-un weekend de poveste, în In inima Parisului, a avut loc una dintre cele mai extravagante nunți din istoria recentă a României. Anca Vlad, miliardara proprietară a lanțului de farmacii Catena, și-a căsătorit fiul, Alex, cu Monica Cristescu, mezina familiei din spatele rețelei de magazine Opticris. Evenimentul a fost marcat de opulență și a costat numai puțin de 3 milioane de euro, scrie Cancan Can Ro. Nunta a început cu un preambul de lux în seara de vineri, unde invitații au fost întâmpinați la pavilon de berci transformat într un adevărat carnaval cu influențe din Moulin Rouge. Totul a fost organizat de agenția de evenimente de top, Banana Split. Costul total pentru această seară fiind de aproximativ 500.000 de, de euro. Atmosfera a fost întreținută de un DJ de renume, iar detaliile s-au ridicat la cele mai înalte standarde de eleganță. Sâmbătă seara, evenimentul principal s-a desfășurat la Pavilion Cambon Capucines, situat lângă faimosul hotel Ritz. Ceremonia religioasă a avut loc la pavilion Vendome, unde invitații au fost rugați să sosească cu cel puțin 20 de minute înainte pentru a evita orice neplăceri. Codul vestimentar a fost unul impunător: Black Tie Glamour. Cazarea s-a ridicat la aproximativ 400.000 de, de euro. Pentru a transporta invitații de la hoteluri la locul evenimentului, Anca Vlad a închiriat 20 de Mercedes-uri V-Clas. Costurile pentru cazare au ajuns la aproximativ 400.000 de, de euro. Petrecerea a fost o adevărată desfășurare de forțe culinare și muzicale, cu un meniu rafinat ce inclus homari, steacuri și șampanii de colecție. Muzica a fost asigurată de trupe de renume, inclusiv Ina și Jean de la Craiova, iar detaliile elegante, cum ar fi balerini argintii pentru doamne, au contribuit la suma impresionantă de 1.200.000 de euro, reprezentând costurile pentru aranjamente florale și alte delicatese. În ciuda grandorii, Miri au dorit ca nunta să rămână un eveniment privat și intim. Au cerut invitaților să nu posteze fotografii sau videoclipuri pe rețelele sociale. Anca Vlad a fost surprinsă, spunând că nu vrea să se vadă ce au făcut. Această dorință a fost întâmpinată cu reacții mixte printre invitați, dar nu a împiedicat desfășurarea unei petreceri memorabile.